O parte dintre elevii din municipiul Târgu Jiu continuă școala online. Vor merge la școală doar preșcolarii, elevii din clasele 1-4 și clasele terminale a 8-a și a 12-a. Autoritățile susțin că aceasta este măsura dispusă de la nivel central și trebuie respectată, chiar dacă nu se aplică pentru toate domeniile de activitate. Eu sunt puțin dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat în primul rând la nivel național, pentru că s-a tratat puțin diferit. Astăzi suntem pe cod verde pe raportările pe care le primim în fiecare zi de la Direcția de Sănătate Publică și pe acel cod verde intră restaurantele și alte activități. Din păcate, la momentul în care s-a emis ordinul celor doi miniștri al învățământului și al sănătății, din ceea ce am înțeles din draft, pe cod verde la unitățile de învățământ ești atunci când ești la sub 1 la 1000 la rata de infectări. Mi se pare puțin anormal să tratezi în mod diferit activitățile, având până la urmă un anumit parametru și o anumită raportare. Deci când vorbești de tot felul de activități de pe raza municipiului Târgu Jiu și de pe raza județului Gorj, permanent te raportezi la acel 1,5 sau o rată de infectare sub 1,5. Și în principiu consideram că suntem ca municipiu, și așa suntem astăzi, pe raportările DSP-ului, pe cod verde. În ordinul ministrului, din păcate, suntem pe cod galben, ceea ce nu ne avantajează foarte mult. Supărarea este cu atât mai mare cu cât s-a investit în echipamente și soluții de protecție. Dacă m-aș gândi strict la costurile pe care le avem cu începerea semestrului 2, ar trebui să fiu fericit. Nu sunt fericit pentru că sunt alături de profesorii și elevii care își doresc să înceapă activitatea școlară. Deci la Târgu Jiu începem cu clasele generale, 0-4, cu grădinițele în totalitate și cu anii terminali, clasa 8-a și ultimul an de liceu în bănci, iar ceilalți rămân în sistem online. După începerea școlii, dacă într-o clasă vor fi depistate cazuri de coronavirus, toți elevii vor rămâne în izolare 14 zile.